filmaj ca să-mi găsesc și eu jumătatea. Păi... Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ne aflăm aici în fața târgului din Craiova la cererea voastră, în ultimul videoclip cu hainele de la Second Hand. Cel mai lăicuit comentariu a fost să mergem și în târg să vedem ce găsim. Afară sunt 1000 de grade, dar ne sacrificăm pentru voi. Bugetul este de 200 de lei și ceea ce găsim mișto acolo o să luăm. Tricouri, blugi, dacă găsim ceva încălțăminte, dar mi-e puțin frică să iau încălțăminte pentru că am auzit că s-ar putea să fie și niște ciuperci. Ne descurcăm și vedem ce găsim. Hai să vedem. I made that bitch famous. Pe cine? Your mother. Ia uite aici. Cel mai tare logo din istorie. Adidas, varianta românească. Rolling Stone. Nici nu-mi vezi modelul ăsta pe vreun site sau ceva. Deci, în târg, cabina de probă este peste tot. Oriunde găsești ceva mișto, fac, dai ce ai pe tine jos și pui ce vrei să probezi. Filmez să văd, să vedeți cât de șmecher e stârgul ăsta aici, să vadă prietenii mei. Bravo, mamă! Să vă fac reclamă aici. Dar pe mine de ce nu mă-mi filmați ca să-mi găsesc și eu jumătatea? Păi gata, ia uitați aici, vă filmăm. Hai mai aici să ne schimbăm. Aici am mare dezavantaj că n-avem oglindă. Armani jeans. Blugi din Zara. Magazinul tău preferat. Da. Cred că-i promo. Ai găsit un loc mai ascuns. Până acum promisător. Îți vin? Cred că da. Două digite la talie. Una inghinală bun. Pe picior bun ce mai bun. Poate aici bun. Gata, prieteni, ia uite aici, am terminat shopping-ul. Mergem acasă să le probăm, să vă arăt și vouă tot ce am luat. O cămașă trebuie dusă și la croitorie, dar nu-i problemă, o să o ducem. Suntem fleașcă, afară sunt 33 de grade, dar măcar ne-am dus la lumea aici în târg, să știți că e chiar faină. Așa că vă invit să veniți la târg la Craiova. Scopul acestui video este să vă arăt că vă puteți cumpăra haine șmechere de oriunde. Nu contează cât de scumpe sau cât de ieftine sunt. Puteți găsi haine șmechere și în târg, și în mall, și în magazine de firmă. Trebuie doar să aveți puțină răbdare și veți găsi ceea ce căutați. Hai să mergem! Așadar, am cumpărat 7 lucruri din târg și anume 3 tricouri, 3 perechi de blugi și o cămașă. Cu aceste obiecte am compus 3 ținute diferite. Pentru prima ținută avem blugii negri pe care am dat 30 de lei, care apropo sunt din H&M, și tricoul acesta pe care am dat 10 lei. A doua ținută este compusă din blugii aceștia pe care am dat 43 de lei și sunt din Zara. M-am uitat pe site-ul lor și nu am găsit nicio pereche de blugi sub 130 de lei. Apoi cel mai tare tricou din istorie cu Arnold Schwarzenegger, pe care cum l-am văzut am știut că trebuie să-l iau, am dat 10 lei pe el. Și ultima, dar nu cea din urmă ținută, este formată din blugii aceștia care îmi vin mânușă și pe care am dat tot 30 de lei, tricoul Rolling Stones pe care am dat 6 lei și cămașa pe care am dat 15 lei. În total am cheltuit 144 de lei pe 7 obiecte vestimentare, arată impecabil și îmi vin excelent, excepție face cămașa pe care a trebuit să o duc la croitor pentru că avea mânecile prea largi, dar acum este totul bine. Eu cred că am reușit să demonstrez că te poți îmbrăca bine și cu bani puțin, așa că dacă ești în situația asta, târgul te așteaptă. Vreau să-i mulțumesc fotografului meu Stanciu Alexandru, care editează pozele într-un mod incredibil și mai e și un tip super pe deasupra. Dacă vreți și voi poze la fel de tare, aveți Instagramul lui în descriere. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și prietenului meu Darius pentru că m-a filmat și care e un artist desăvârșit, chiar cred asta. Omul face rap și împreună cu un alt băiat au canalul lor de YouTube, îl aveți în descriere, se numește Instinct și vă invit să vă abonați la ei.
Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut videoclipul și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe și... Dedicație pentru Advice, abonați-vă la Advice!